Vreți bani să aduce pe Eva? Pentru că a început să plângă. Salutare! Salutare tuturor și bine ați venit sau revenit pe acest canal. Noi suntem Retivici și astăzi o să vă luăm cu noi la binecuvântarea Evei. Eva, e ziua ta cea mare, salut! Astăzi va fi cu și despre Eva, iar dacă nu știți ce înseamnă binecuvântare, o să vă rugăm să stați până la sfârșitul clipului să aflați cu exactitate. Noi tocmai ce am ajuns la locație și avem puțin timp până să vină invitații. Uitați cât de frumos s-a amenajat acolo. Salut! Și o să vă arătăm puțin și locația. Și decorul, pentru că am făcut și un corner așa pentru poze. Și să ne spuneți voi în comentarii dacă vă place cum a ieșit acest corner. Cu decorațiunile acestea foarte frumoase și foarte drăguțe pentru astfel de eveniment ne-au ajutat cei de la Adoria Events, cărora le mulțumim, am colaborat atât de bine și am comunicat atât de bine și Iulia este atât de implicată, puțin mai devreme a plecat și îi recomandăm cu tot dragul. Stați dragă? Ne place? Locația de astăzi se numește Bistropolitan. Am venit cu Răzvan acum, cred că 2 sau 3 luni și am filmat aici un mini-vlog în care am mâncat și ne-a plăcut atât de mult atmosfera și locația ține că este foarte frumoasă, mâncarea, nu mai zic eu, și personalul, ceea ce e wow, să-ți placă personalul undeva, încât i-am întrebat dacă fac și evenimente private și am zis că da și am rămas așa cu ideea în minte și acum uitați-ne pe aici, ne facem acest minunat eveniment. În următoarele cadre o să vedeți puțin și partea de locație, așa că vă luăm cu noi ca să vedeți tot ce se întâmplă aici. Până o să servim primul fel de mâncare, cei de la restaurant ne-au pregătit aici câteva gustări mici și un stand cu limonadă, așa că haideți cu noi să vedeți cum arată. Uitați cât de bine arată mini sandwich-urile astea, doamne, deci de-abia aștept să le mănânc, incredibil. Da, și standul acesta de limonadă. Păi acum dacă arată bine, trebuie să facem și taste-test, nu? Îmi place că oamenii au fost atenți și și-au dat seama că noi suntem foarte plini și au venit la noi. Nu vreți să serviți și un sandwich? Am zis, da, e o idee foarte bună să servim un sandwich. În fine, nu pot să mănânc, dar Răzvan aici. Vai, cât de frumoase sunt. Accesorile de baloane nu mai pot. Și cam așa arată și primul fel de mâncare. Avem aici tacos și bruschete, iar aici avem un platou cu mezelu și mai multe chestii pe care efectiv de-abia aștept să le încerc. Bună seara, vă mulțumim că sunteți alături de noi și de Eva și de Serena în poate cea mai importantă zi a Evei și vă mulțumim că ați venit și sunteți alături de noi, cele mai importante persoane din viața noastră și cele mai apropiate. În următorul moment o să vină Dani și cu Ioana, pastorii noștri, și o să vă introducă în următorul moment. Noi suntem Dani și Ioana și avem bucuria, onoarea să fim pastorii lui Răzvan și Alizei și Eva asta micuță și Serena, care e una din cele mai bune prietene a Olivei, da. Fetița noastră. E o mare bucurie pentru noi, e un eveniment ca în familie pentru noi. Ne rugăm să-i binecuvântezi în continuare. Amin. Amin. Și dacă vreți să ne spuneți, nu știu, ceva, câteva cuvinte despre de ce ați ales numele Eva, dacă aveți o dorință, un gând pentru ea, pentru viitorul ei, pentru cele două fetițe ale voastre. Pentru noi, pentru cei care ne urmăriți, știți că a fost o adevărată aventură să găsim un nume și cumva am ajuns în finală cu două dintre ele și am... Dar nu era niciunul. Către final să ajungem la Eva, zicând că numele nostru de familie este foarte impunător și avem nevoie de puțină dulceață, așa cum este și Eva, că oriunde apare, ea zâmbește și e veselă, este inimă și toată lumea spune... Mulțumesc! Vai ce copil senin aveți și așa simt că este... E un nume scurt și bun în acest sens, mă bucur că se regăsește și în primele pagini din Biblie, este minunat asta. Și... Da, cam asta a fost pentru ea. Noi ne dorim foarte mult în continuare să rămână așa o rază de seninătate și o mare, mare binecuvântare cum a fost până acum pentru familia noastră, pentru că simt că s-au închegat și relațiile dintre noi mai bine. Serena a devenit o soră mai mare, extraordinară, cum nu ne așteptam să se întâmple asta, fiind o diferență de vârstă atât de mare, deci ne-a surprins foarte mult și s-a maturizat foarte mult și suntem foarte mândri de ea. Și...
simt că o să ne ajute și pe noi să ne maturizăm și ca oameni și să ne facă niște părinți extraordinari, pentru că este un copil extraordinar. Și vă mulțumim că sunteți aici cu noi astăzi ca să avem acest prim eveniment al ei important. Și da, sper să avem în continuare o seară frumoasă și vă iubim și mulțumim că sunteți aici. Masa copiilor, ce faceți? Bine! Eva și bunicuțele. Și acum ar trebui să luăm o reacție la cald Evei, să ne spună puțin cum i s-a părut până acum evenimentul. Ia spuneți, cum vi s-a părut evenimentul? Foarte frumos, mi-a plăcut mult, ne-ne-ne. Vă mulțumesc mult că ați venit azi. Un număr așa de mare pentru petrecerea mea. Nu uitați să dați un follow și subscribe. Îți place mâncarea noastră? Da, când am văzut burgerul, mi-a ieșit din miare din ochi. Antu m-a întrebat de ce-i burger. Da, așa a întrebat eu, de ce-i burger. Acum am minunatul job de a vă prezenta ce se servește. La noi mâncarea caldă nu este ceva tradițional, este ceva mai aparte. Avem burger, cartofi prăjiți și burgerul este ceva foarte frumos. Avem aici un fel de șnițel mai aparte, care este servit cu un sos de ciuperci și cu o salată. Și acolo avem somon cu piure, piure de conopidă, da? Deci suntem pe sănătate, pe frumos. Poftă bună! Urmează să vină tortul. Eva e pe picior de plâns, dar ne place microfonul și vine tortul. Sănătate să-ți dea Domnul tot ce dorești, zile senine și fericire la mulți ani, să trăiești. Eva să trăiască, Eva să trăiască la mulți ani. Ce microfonul tău, mă! Am ajuns și la ultima parte, și anume tortul. Mai stăm puțin și cam atâta va fi seara. Mergem acasă, deschidem cadourile, pentru că am primit aici o grămadă de cadouri și cred că cineva, Eliza, pe nume, o să fie foarte, foarte nerăbdătoare să le deschidem. Și cred că și Serena, da? Așa că dacă vreți să vedeți ce am mai primit, puteți să rămâneți în continuare cu noi. Și luăm acum și o gură de tort. Bine, l-am testat mai devreme, am văzut cum e. Este foarte bun, este cu arahide și caramel, ceva, nu știu, dar e foarte bun. Prin asta să se înțeleagă că Ioan a comandat de tort și Răzvan n-a știut. Da, este cu caramel, praline de alune, mus de ciocolată, o nebunie. Da? Efectiv are gust de Kinder Bueno. Minunat. Da. Aici Eva are prima ei Biblie de copii. Abia aștept să desfac, să uităm la ea și certificat de binecuvântare. Dar ce frumos e scris, Eva are de băiețul. Da, și asta este foarte frumoasă. Wow! Ce frumos! Doamne, cât de drăguț, abia aștept să citim. S-a terminat și evenimentul nostru, am ajuns la final, doar noi mai suntem, urmează să plecăm. Eu m-am descălțat de topuri, ca la orice petrecere corectă, și pornim spre casă. Suntem foarte happy că în sfârșit s-a terminat cu bine această zi și că totul a părut că a mers bine. Dar având în vedere că locația a fost frumoasă, am avut decorații mâini, oamenii au fost minunați și nu ne făceam griji că nu va ieși bine. Mulțumim că ați fost alături de noi, iar dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să ne dați un like, subscribe și follow pe Instagram și TikTok.